Dragă mami, o întrebare pe care foarte des o primesc de la mămici este aceea dacă trebuie să mulgă sânii după ce alăptează. Și ele mă întreabă acest lucru pentru că aceasta este foarte des recomandarea pe care ele o primesc atunci când se externează din maternitate. Ceea ce este foarte important ca tu să înțelegi este că lactația funcționează după legea cererii și a ofertei. Adică, cu cât mai mult este stimulat sânul, prin suc sau prin mult, cu atât produce mai mult lapte. Prin urmare, dacă tu după ce îl alăptezi pe bebeluș alegi să pui în continuare și pompa și să mulci sânii, poți risca să produci lapte mai mult decât are bebe nevoie. Adică așadar apare riscul de hiperlactație. Iar această hiperlactație este asociată cu o serie de probleme, cum ar fi îngorjarea sânilor, blocarea canalelor, mastită sau chiar absces mamar care se rezolvă prin incizie chirurgicală. Singura modalitate prin care tu te poți asigura că vei face lapte exact în cantitatea în care bebelușul are nevoie este alăptarea la cerere. Alege să folosești pompa doar dacă ai într-adevăr nevoie de ea, adică pentru a stimula lactația sau pentru a rezolva deja probleme care există la nivelul sânilor, sau pentru a face un suc de lapte în situația în care apare ceva prevăzut sau neprevăzut. Eu sunt Sorana Mureșan, consultant certificat internațional în alăptare IBCLC și alături de întreaga echipă de consultanți în lactație de la ProMama, îți stăm la dispoziție cu informații corecte, suport și ajutor în alăptare. Poți să vezi detalii pe promama.ro. Te îmbrățișez cu drag!